Asociația Scriitorilor, filiala Alba Hunedoara, vă invită joi 22 mai la lansarea de carte. Evenimentul care îl are în prim planul atenției pe scriitorul Aurel Pantea este găzduit de Centrul Cultural Liviu Rebreanu din Aiud. Reputat critic și istoric literar, profesor universitar dr. Alexandru Cistelican va prezenta două volume de carte purtând amprenta scriitorului Aurel Pantea, președinte al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Alba Hunedoara. E vorba de Nimicitorul, carte apărută anul acesta la editura Tipo Moldova Iași, și de Blanca, fragmente din Însemnările unui resentimentar, volum apărut tot în 2014 la editura Arhipelag 21 Târgu Mureș. Evenimentul, din programul căruia nu va lipsi lectura publică și un moment muzical, va fi moderat de poetul Ioan Hădărig, directorul Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud.